noi ne știm valoarea? Cred că oamenii din jurul nostru ne cresc ca valoare, ca trebuie să ai mai întâi prieteni. Tu dai seama că tu îți pui valoare în exteriorul tău? Și asta înseamnă că tot timpul inner world-ul tău, valoarea ta interioară, e ceva foarte valoritiv. Vine, zice este lumea că ești valoroasă. Este foarte important să te înconjori de oameni care te valorifică și care valoarea nu te dau vine jos. Din exterior, vine din interiorul tău și trebuie să fie ceva care ține de legătura ta cu tine. Multă presiune. E prea multă presiune. E ca chestia aia, până nu mă iubesc eu pe mine, nu mă poate iubi nimeni cu adevărat. Se pare că trebuie zici, păi dacă nu mă pot iubi, înseamnă că aștept cât 30 de ani până când mă dezvolt eu să... înainte să mor, eventual. Dacă te trezești într-o conjunctură la un moment în viața ta în care, uite, izolare socială, tu nu o să te mai simți valoroasă, nu o să te mai simți apreciată, valoroasă văzută. Pentru ce? Pentru că valoarea tot timpul e în legătură cu ceva, nu? Am o valoare umană în inima mea, dar nu am nevoie să mă pun pe un cântar și să mă simt, să spune că... Deci valoare în sensul de merit să mă simt bine, merit să fiu iubit, merit să fiu... Ce înseamnă merit? Mai departe. Dacă se întâmplă ceva frumos în viața mea, să nu mă îndoiesc că am dreptul, voie să mă bucur de acel lucru. Mă rog, e și asta o gândire. Bineînțeles. Da, merita înseamnă că meriți ceva ca ceva înainte. Asta e cuvântul. Trebuie să schimbăm lexicul, să zicem altceva. Yes! Că e considerat ca stele, rochile sunt feminine, nu știu ce, dar unor vreau să mă îmbrac lălui, vreau să mă îmbrac sau masculin, să mă simt unic, să nu mă vadă nimeni. Apropo de acceptare și de flow, nu e și asta un fel de feminitate dacă accept să te îmbraci masculin one day? Uite, bineînțeles, dar nu mi se pare că manifestarea femininului trebuie să fie atât de limitată. Rochia sau fusta, exact, conexiunea cu pământul, că te lasă oarecum deschisă, dar în același timp, simplu fapt că mi se impune, chiar și asta, dacă mi se impune că asta e femininul și tu asta trebuie să faci, deja automat nu mai e feminin, păi fiindcă de fapt, e o regulă, știi? Sau dă-te cu ruși sau știu ce. E de fapt vorba despre a simți asta, pentru că dacă te îmbraci feminină și tu simți să fii în blugi, atunci nu ești feminină pentru că te simți inconfortabil, de fapt. Adică din punctul meu de vedere asta înseamnă manifestarea feminității. Un urmă mai în oglindă și îmi cântă. Bruno Mars zice I know when I compliment her, she does not believe me. Știi, dar ea e deja minunată. Deci el vede în ea ceva foarte frumos și transmite chestia asta printr-un cântec. Că cineva îți zice Doamne, ce frumos arăți și cum stă șuvița aia așa în păr. Chiar și când arăți nasol, știi? Că să zic că este genul, iar nu te-ai aranjat azi. Și dacă n-am partener, ce fac? Sunt tristă și nefericită că nu-mi zice nimeni că sunt frumoasă? Nu pot să-mi zic și eu? Poți să-mi zici, dar... Da? Te vezi și care e chestia, că noi ca femei, noi nu ne credem. When I see your face, there's nothing that I would change, cause you're amazing, just the way you are. Chiar mai cum să nu zâmbești până la viața asta. Bruno Mars e un cadou pentru femei. Cause you're amazing. You are. You are amazing. You are amazing. Pare între energiile masculine și feminine, că și aici e pe emoțional, e pe susținere și are și melodii mai 24 karat gold, eu trăiesc în mătăsul. Yay! Tamburina! What you want? Baby, I got it! What you need? You have got it! All I ask is for your respect when you get home. When you get home. When you get home. Just a little bit. Little bit. Da, 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 da. Trompeta, ne trebuie. Știi pe cineva care cânta trompeta?
Da! Oh, guess this! Sweet honey! And guess what? Guess what? So smells like honey! Sweeter than honey! Give it to me, baby! The money! Give it to me when you get home! R-E-S-P-E-C-T! Find out what it means to me! R-E-S-P-E-C-T! Take it for TCT! Second to me, second to me! E un pic surprinzător, știi, că e o chestie de putere feminină, dăm banii. În perioada aia să vii să zici, bine bărbate, că ai venit acasă de la muncă, dar show a little respect, a fost așa, o revoluție, wow. Da, ce chestie, pare așa ceva normal, da, să cere ceva asta. Normal acum. Că vrea să fie plătită la fel, pentru că era cântăreață și avea nevoie de a good payment. Sau se aștepta că ea stă acasă și când vine bărbatul să-i dea toți banii? Aș vrea să pun această întrebare, pentru că mie mi se pare o diferență foarte mare. Sunt mai multe etape și de a avea dreptul să votezi și de a avea dreptul să ai proprietăți, să ai contul tău propriu bancar și să nu semneze soțul că ai, să scoți bani doar cu acordul soțului. Și oricum, gen Zestre, nu știu, am citit o piesă de teatru mai veche românească care făcea mișto de femeia emancipată și, practic, ea venea cu banii ei, cu Zestrea, cum ar veni, cu proprietăți de la ale familiei și le dădea mâine soțului. Ea trebuia să ceară soțului bani din banii ei ca să iasă în oraș, ca să facă ce vrea. Știi? Și era să mișto piesa de tipă, ca și cum ce pretenții are să ceară bani de la soțul ei să se distreze. Dar sunt banii ei! Sper că au fost multe etape de genul ăsta, de a arde niște nedreptăți. Și de liberalizare a femeii. Și după aia ajungeau bărbații să pierdă toți banii și erau responsabili pentru toată familia. Ne uităm așa la americani și colpei și nu știu ce, dar noi în România nu avem problema asta. Băi, româncele s-au descurcat. I'm sorry to inform you. Noi nu avem problema asta. Româncele sunt descurcărețe. Avem cu siguranță altele. Suntem în continuare patriarhale. Se datorează și comunismului, fiindcă a trebuit toată lumea să aibă job. Inclusiv femeile. Chiar... Și atunci era chiar o egalitate. Am citit că și la nivel european, pe partea de ecolpei, că suntem în top. Ce se cere? Limbi străine. Toate la facultate de limbi străine. Ce se cere? Automatică calculatoare. Toate la facultatea de automatică. Economie. Toate la... Deci femeile s-au orientat. De alt tip de feminism. Billie Eilish e nu neapărat masculină, cât ea nu vrea să fie obiectificată și de-aia se îmbracă numai hanorace, super large, nu-și arată forma, niciun clip, niciun apariție, bufantă. Pare ciudat că trebuie să se ascundă ca să fie luată în serios ca artist. Asta e stilul ei, nu cred că se ascunde, cât așa alegea să se exprime. Protest personal. Da, față de anii 90-2000, care... puneau să se dezbrace, deși erau adolescente. E mai bine așa. Te-am plăcut acest sunetul ăla. Scuze! Hai, mă, eram un ritm acolo! Have my seduced your dad type? Da! Exact sunetul ăsta. Foarte original, ea și frasul compun melodiile, nu știu dacă... Tamburina! Dolly! Am uitat-o că am pus-o pe asta. From 9 to 5? Nu știi? A, asta e o clasică, filmul e atât de drăguț. E adorabil. Cum e? Cum se numește? 9 to 5! 9 to 5! Getting by! Cu femeile în câmpul muncii, corporat triste. Dolly Parton. Dolly Parton e o scumpă, doamne! Deci joacă asistenta șefului principal, secretara lui, mă rog. Și ăsta cam profită de ea, vrea să o seducă, că ea se îmbracă foarte sexy așa, dar nu vrea să fie sedusă de șef. Ea e căsătorită, fidelă. Ele trei complotează împotriva șefului să preia controlul asupra firmei într-un mod smart. Foarte drăguț. I'm a little bit of everything. All into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you have to be a stronger man. Exact.
suntem de toate. Să nu mai punem presiune nici pe ei, nici pe noi. Să fim așa cum suntem. Ne atașăm de câte o identitate din asta, de eu sunt fragilă, grațioasă și nu-ți mai dai voie să fii în fully, cu tot ceea ce ești tu. Mulțumim, ține în bacii. Da, 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 până invers. Poate nu se prinde și pe urmă zici, nu știu, așa ai găsit în parcare. O să zicem la revedere la oameni. Da, 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 da. Trează forța feminină. Women power. Go girls. Forță fluidă. You're amazing just the way you are, fetelor. Așa este minunat.